Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. În episodul de astăzi vreau să-mi construiesc propriul meu port, îl fac custom, dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc de suportul acordat la ultimul episod. Am strâns minunata sumă de 13 live-uri. Eu până acum aveam o sursă foarte proastă de XP, aveam o fermă de schelet la care stăteam foarte mult AFK. Așa că m-am decis să fac o fermă eficientă de Enderman. Aici veți vedea un replay cu prima construcție din port, o mică căsuță. Dacă vă place ceea ce vedeți pe canalul meu, nu ezitați să lăsați un comentariu cu propria voastră părere. Acum continuăm cu a doua mea căsuță, care va avea și un mic shop, iar toți oamenii din port care vin vor putea achiziționa lucruri de aici. În viitor voi face și câteva bărcuțe. Dacă vedeți pe fundal o mică arcadă, acolo vreau să fac o arcadă castă pe unde să treacă toate bărcile. În episodul de astăzi veți vedea doar prima parte a construirii portului, deoarece ar fi un episod foarte lung să vă arăt exact tot ce am făcut, așa că am decis să-l împart în două părți. Dacă aveți și alte detalii pe care aș putea să le adaug în port, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii. Dar înainte de asta v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul de like și subscribe, dacă vreți să vedeți mai mult content de genul. Iar acum vă voi prezenta un mic tutorial. Am adăugat un barrel, stairs, trapdoor, slab, trapdoor, stairs și încă un barrel. După care pe barrel punem două fensuri. Vă puteți alege orice culoare de lână vreți. Eu am ales alb și roșu pentru acest magazin. Puneți un rând de lână roșie, unul de lână albă, lână roșie. Bun, și pentru textura, în locurile unde am pus lână albă, voi adăuga câteva scări de cuarț. Iar pentru a valorifica mai mult construcția, vom adăuga și câteva bannere roșii.
Bun, și interiorul puteți customiza exact cum doriți. Dacă vreți, puteți alege modelul meu. Iar acum urmează următorul shop. Pentru a adăuga mai multă vegetație în portul meu, am decis să fac câțiva copaci mici, custom. Iar după ce am terminat cu toți copacii, am decis să mai fac încă un magazin. Am ales să fac tot același design. Dar la acesta o să folosesc lână galbenă și lână albă. Exact la fel o să fac, o să adaug câteva scări de cuarț și câteva bannere galbene. Iar în mijloc am zis că am un spațiu mare pe care ar trebui acoperit, așa că am ales să fac o mică fântână. Am ales un design foarte, foarte simplu pe care îl puteți face cu ușurință, chiar din prima zi de Minecraft. Bun, iar acum o să vă arăt ce a ieșit cu fântâna asta. Este un design foarte simplu, ceva micuț, drăguț, medieval am încercat. I-am acordat ceva adâncime fântânii. Eu sper că vă place. O, bun, bă, băieți, acum vreau să vedeți cum puteți să faceți o macara. O macara de unde o să ia toate itemele de aici, cele. O să vină cu barca. O să ajungă tot aici. Bun, deci începem cu mijloc. Știți că facem o bază de stone. 1, 2, 3 slaburi, niște scări. Aici, în mijloc, vreau să pun niște spruz. Asta luăm, asta de aici luăm, punem aici un bloc. Mai punem aici o scară. De asta luăm și punem încă un stone brick și încă o scară. Aici mai punem un slab. Aici încă o scară, așa. Bun. Asta ar fi baza. Am nevoie acum de niște spruz. Niște loguri. Am făcut o schemă ceva mai interesantă. Îmi cresc copacii. În curând o să-mi fac și o fermă de lemn automată. Dar până atunci ai de manual. Bun, deci vreau asta să-l fac striptud. Deci am 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, da? Bun, da, de aici îi dăm cu un barrel. Ok. Aici îi dăm cu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Așa ceva. Îmi fac un 9. Hai cu 9. Bun. Nevoie de ceva blocuri de construit. Am niște dirt, cred. Da. Bun. Aici o să punem un grindstone. Grindstone ăsta legăm niște chain. Așa ceva. Ok, și până aici venim și coborăm la fel cu chain-uri. De prima dată hai să facem zi.
Păi, și dacă mai aveți ceva idei ce ar putea să mai fac aici, puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Okay, și de aici dăm frumos cu niște spruce trapdoor-uri. În felul ăsta. Ok. Bun. Și aici o să fie platforma cu care coborăm și urcăm iteme. Băgăm acesta aici, un crafting, un barrel și poate un anvil. Bun, și acum legăm frumos. Asta să vreau să-l mut. Și pe mijloc punem niște rail-uri. Nu merge acesta. Bun, înlocuim cu crafting table, nu e problemă. Așa. Bun, și putem mai, să mai adăugăm câte o scară. Să-i dau puțin de nivel. Dar nu vreau să. Nu vreau să se pună pe asta pe anvil nici pe chest, așa că punem pe asta. Ok. Bun, și cam așa ar fi. Forma cu care ridicăm și coborăm iteme. Bun, prima parte e gata momentan. Aici, la baza stâlpului, să punem niște sign-uri. Pun dirt-ul. Lăsăm două locuri libere și facem exact la fel cu sign-uri. Bun. Una, două blocuri libere, iarăși sign-uri. Okidoki. Și în spațiile libere putem să adăugăm cât un trapdoor. În modul ăsta îi dați o tentă de siguranță, că e puțin mai masivă. Că nu se poate rupe. Aici trapdoor, trapdoor. Ok, și de unde ești, de sus în jos. Cu trapdoor-uri. Și cam o să fie stâlpul. O spargem blocul ăsta de dirt și le mutăm în altă parte. Vreau să ajungă în partea stângă, unde o să facem contragravitatea. Pentru contragravitatea asta o să folosim niște anviluri. Asta îl sparg. Facem în felul următor, așa. Ceva de genul. Bun, și facem încă un bloc. Așa ceva. Acum. Partea asta. Să vreau să bloc asta de dart, să vreau să pun așa trebuie. Să fie platforma contra gravitației. Bun. 2, 3. 2, 3. Bun.
Acum punem anvelurile. Și le acoperim cu trebuie. Pun și aici legal un stop. Am așa ceva și mai avem de adăugat ceva aici în capăt, să vreau să pun un trapdoor. Așa și de aici. Un leaper. Au, vreau să se întâmple asta. Punem exact la fel cum am făcut la bază. În două, în două blocuri punem signuri. Unul, două libere și al treilea bloc îl plasăm. Așa. Nu pot să-l pun oare jos? Nu cred. Nu. Aici o să pun trebuie. Bun. Și aici o să vreau să mai ridic puțin. Să am nevoie de un wall de cobblestone dacă am. Wall de cobblestone, bun. Am nevoie de un fence și de un iron bar. Iron barul parcă e aici. Oh, e o scară, ok. Deci wall, plus fence și iron bar. Mai am nevoie de ceva lanterne. Lanternele nu le găsesc aici. Nu vreau să se spawneze mai pe construcții. Și adăugăm o lanternă aici, una aici și alta exact aici. Bun. Am așa ceva și mai vreau una aici. Aici. Bun, și cam asta ar fi macara cu care o să-mi cobor și o să-mi urc itemele.